Bună, bună oameni minunați, bine ați revenit pe acest canal. Astăzi m-am decis să vorbesc cu voi puțin despre cum am plecat eu la vârsta de 18 ani din România, mai exact din Timișoara, și am ajuns în Marea Britanie, am ajuns în Anglia. Am să fac așa o mică povestire. Dacă doriți și vă place astfel de videouri, vă rog frumos, dacă sunteți curioși, spuneți-mi și o să fac mai multe. Însă m-ați întrebat foarte mult despre viața mea personală și am decis să vă povestesc așa puțin. Totul a început din clasa a 12-a, mi-aduc aminte chiar înainte, cred că în vară, când am terminat clasa 11-a și mă pregăteam să încep clasa 12-a. La mine s-a întâmplat totul foarte repede, cum de astfel veți observa dacă urmăriți acest canal, că am luat de multe ori decizii foarte, foarte spontane și chiar radicale când decideam să... Da, așa am funcționat eu mai mereu, luam decizii foarte, foarte spontane și da, acesta este un exemplu cum a început toată călătoria mea și cum sunt în Anglia de peste 10 ani. Ok, în primul rând, eram la liceul Carmen Silva din Timișoara, un liceu pedagogic de elită, foarte bun liceul de astăzi și singurul de pe specializat pe acest profil, dar într-adevăr era foarte recunoscut. Am impresia că și în ziua de astăzi este considerat un liceu de prestigiu, din câte știu eu. Și am fost generația care nu mai devenea doar învățător sau învățătoare. S-a introdus atunci profilul de animator, practic ne ocupam de activitățile extrașcolare ale copiilor, deși în mare parte cam toate materiile se bazau exact pe acea structură, bineînțeles că nu aveam cărți noi sau nimic pe... Deci în principiu am studiat exact cum aș studia o persoană normală la liceu pedagogic, să fie pedagog, în ideea de a deveni pedagog, și predam și aveam lecții de plan și la grădinițe și la clasele primare și tot așa. Însă, de fapt, profilul specializat era instructor animator, așa se numea, și eu mereu am știut că doresc să merg în domeniul învățământului. Am început să lucrez de la 14 ani în domeniul acesta, constructor animator, am menționat în unele din videoclipurile mele acest lucru, și eram în primul semestru, în clasa 12-a, și bineînțeles eram sigură că voi merge pe domeniul învățământului, voi încerca să dau titularizarea și îmi doream foarte mult să primesc o poziție de cadru didactic la noi în Timișoara, dacă se poate, sau cât mai aproape de Timișoara, pentru că era într-adevăr foarte dificil să primești o locație foarte bună și dacă luai notă foarte mare la examene. Și surprinderea mea, în fine, a fost așa o mică tragedie, să spun așa, am văzut cum funcționează puțin sistemul nostru, din păcate fiind corupt, am avut câteva persoane, colegi de clasă, care nici măcar noi nu începuserăm clasa, eram chiar la început de clasa 12-a, însă ele deja aparent cam știau unde vor avea jobul viitor, în condițiile în care nici măcar nu am dat bacul. Și tot felul de lucrușoare care nu mi-au plăcut și am spus că eu voi pleca în altă țară ca să fiu profesoară, să învăț educația, vreau să învăț alți oameni care chiar, nu știu, așa a pornit totul. Practic, ți-mi-aduc aminte și acum conversația cu părinții mei, am aflat doar Oana, apropo te salut, draga mea, o prietenă încă din clasele primare, care stăteam și în aceeași zonă, și ea este cu un an mai mare decât mine, ea fiind o dansatoare extraordinară și a urmărit pasiunea pentru dans și a venit să studieze, dorea cu dansul contemporan pe vremea aceea să studieze, din câte mi-aduc eu aminte, și a venit la Coventry University, care este foarte aproape de universitatea la care am fost eu, Ulster University. Era singura persoană pe care o cunoșteam într-o țară străină să studieze, să fie plecată de la o vârstă tot așa de 18 ani, și ea mi-a spus multe lucruri despre Anglia, despre sistemul de aici, mi-aduc aminte și acum. Deci cred că motivul pentru care eu am decis totul să mă înhămez și să plec în călătoria aceasta, să plec de lângă părinți, eu nu am fost plecată înainte așa de lângă ei, nu, da, în fine. Am fost foarte protejată de punctul acesta de vedere înainte, nu plăteam nicio factură, nu știam nimic despre viața de adult, despre nimic, nici măcar mâncare, nu găteam singură. Am fost foarte protejată și ocrotită de părinții mei, cred că pentru ei mereu a fost important să învățăm, și eu și sora mea mereu spuneau că nu avem nimic de făcut decât să ne focusăm și să învățăm și să avem rezultate excelente în tot ceea ce facem. Și da, am fost destul de curajoasă, să spun așa, pentru simplu motiv că mi-am dat seama că în România voi fi tot timpul dezamăgită. S-au întâmplat așa mai multe lucruri, dacă doriți intru și mai multe detalii, dar nu în acest video, pentru ce m-a determinat, efectiv, sunt foarte multe lucrușoare,
la vârsta mea de 18 ani, atunci, da, la vârsta aceea dorești oricum să faci totul, ți se pare că totul este posibil, nu? Și bine, normal, trebuie și acum zilele noastre să facem la fel, chiar și în viața adultă, însă este mult mai greu. Atunci, în perioada respectivă, sky is the limit, deci cerul era limita, nu conta, indiferent, așa de, știți cum este și încăpățânarea din vârsta adolescentină, din perioada respectivă, încăpățânarea este foarte, foarte mare și ne ambiționăm și facem exact ce vrem, pentru că, da, ok. Revenind, am aflat despre, mi-aduc aminte cum povestea Oana acum că unul dintre profesorii, de exemplu, stau și fac lecția. Practic, ea învață stând într-un cerc pe iarbă, în campus sau merg în parcuri și stau cu cafeaua și povestesc și pentru mine mi s-a părut, wow, ce interesant, ce frumos. Și a făcut paralelă imediat că doamna Bărgatu, o profesoară, apropo, adorabilă, îi mulțumesc foarte mult pentru că mi-aduc aminte că ne ducea câteodată, câte 20 de minute, jumătate de oră, ne ducea, poate chiar toată ora de pedagogie pe care aveam cu dânsa, ne ducea în parcul școlii de la liceu pedagogic sau din spate de acolo și făceam și noi tot felul de exerciții și activități și învățam în natură, dar bineînțeles, dânsa s-a adaptat la titlul nostru de instructor animator și încerca să ne facă să înțelegem cât mai mult ce înseamnă de fapt acest rol, pentru că, repet, nu aveam nicio carte, nu aveam niciun manual, era o specializare complet nouă pentru România, au adaptat-o și eu am fost norocoasă să fiu, sincer, m-au ajutat foarte mult, pentru că așa am ajuns și la joburile din Menorca, am povestit în acest video, am să-l pun aici un link să-l vedeți dacă doriți câteva întâmplări reale, întâmplări adevărate din viața mea, ce am experimentat eu și sunt câteva povești foarte interesante. Pentru mine au fost realități incredibile. Dacă doriți, vă rog să urmăriți, acolo menționez despre această oportunitate în care am plecat în Spania. Și da, datorită faptului că aveam cunoștințele de instructor animator. Așa. Pentru mine a fost totul așa foarte repede, pentru că de obicei, acum de câte știu, cine dorește să plece la universitate într-o țară străină, se cam documentează cu un an, doi ani, trei ani înainte, poate chiar și doar numai ce termina clasa 8-a și intră la liceu și deja știu în ce țară doresc să meargă, cum. Deja este informația foarte, foarte ușoară, la îndemâna tuturor cu internetul acesta și atunci exista internet, însă nu existau așa multe grupuri de Facebook și toate acestea. Însă am fost norocoasă, deoarece am apela la Edmundo, vă mulțumesc, Victoria, mi-aduc aminte numele tău și tot timpul îi spunea mami și numele este sugestiv, Victoria, îmi va aduce Victorie. Da, și am reușit să plec cu bursă, în schimb, eu am plecat cu bursă, am învățat intens, am să vă povestesc, engleza mea a fost praf, deci știam puțin spaniolă, franceză, însă engleza era praf, iar bineînțeles cu universitățile la care am aplicat eu îmi cerau note destul de mari. Dacă doriți să fac o paranteză și vă povestesc despre acest lucru, spuneți-mi, vă rog frumos, în comentarii dacă doriți să vă povestesc despre acest lucru, chiar ar fi, cred că, interesant, pentru că eram pur și simplu praf. Tot ce pot să vă spun este că îi mulțumesc lui Tomici. Ceau, Tomici, te salut! Singurul băiat de la noi, de la profilul pedagogic, însă el lucrea din perioada liceului cu o companie din Canada și America, de câte mi-aduc eu aminte, era foarte bun pe IT, pe tot felul de lucrușoare și el folosea foarte mult limba engleză, motiv pentru care era cel mai bun din clasă de la noi limba engleză și mi-a sugerat. Eu mergând cu tramvaiul, mergeam de acasă până la liceu pedagogic, eu trebuia să călătoresc fiecare dimineață undeva la 20 de minute, 20-25 de minute. Timp în care de obicei ori mergeam cu prieteni care mergeau la diferite licee și mergeam cu același tramvai, mergeam împreună și așa, ori de multe ori ascultam muzică, depinde de zile. Însă, de când mi-a spus el că trebuie să încep să ascult mai multă limba engleză și mi-a și dat... Mi-aduc aminte și acum, îi mulțumesc de această cale, chiar m-a ajutat foarte mult pentru că engleza mea era praf, dar ascultând-o în fiecare zi, mi-a dat câteva cărți audio de la Donald Trump, erau colți ceea ce privește investițiile, foarte interesant de altfel, însă topicul era destul de complicat pentru un necunoscător de limba engleză, însă punctele 1, 2, 3, ce auzeam și eu și ce mai prindeam, pur și simplu ascultam pe Donald Trump în fiecare dimineață, timp de, nu exagerez, cred că 3-4 luni de zile intense am ascultat ori Donald Trump, ori am început să ascult tot felul de muzică. Muzica care o ascultam până atunci, acum încercam să nu doar să fredonez și așa, să înțeleg expresiile, ce zice și să mi le traduc eu singură. Practic am început să urmăresc filme,
în toate filmele pe care le urmăream înainte, oricum erau America, erau engleza, însă, bineînțeles, acum fără subtitrare, încercam să înțeleg. Așa, acestea au fost câteva pași până am ajuns să fac pregătire intensă, pentru că aceea este altă complicație cu testele de Cambridge, de TOEFL, IELTS și toate cerințele. Dacă vă interesează, vă rog frumos, scrieți-mi în comentarii și am să vă povestesc cum a fost, cum am învățat exact eu în engleza, în așa fel încât să ajung la facultate în UK, pentru că am fost praf și în primul an de facultate aș putea să fac o paranteză cât de praf am fost eu la limba engleză și mereu m-am primit ajutor și de la prieteni care erau mult mai ok și mai cunoscători decât mine, sau mergeam la Language Center la universitate, că este un serviciu gratuit, chiar apropo. Încercați să vedeți dacă sunteți plecați în străinătate și la școală sau la colegiile unde sunteți, dacă nu, cumva este un Language Center, mai mult ca sigur este, pentru că este un serviciu gratuit care vi-l oferă, de exemplu, vor citi eseurile înainte să le predați voi, însă nu din punct de vedere al conținutului, ci pur și simplu din punct de vedere al unui profesor de limba engleză. Gramatica vă va corecta sau așezarea în pagină, paragrafele, practic vi le va ajuta, vă va ajuta pe partea aceasta. Bineînțeles, pe mine m-a ajutat foarte mult și la speluirea greșită a cuvintelor, adică scriam greșit cuvintele, uitam un dublu L, un dublu N, un așa, și bineînțeles la exprimarea, că de multe ori, dacă eu doream să spun copii frumoși, de fapt în engleză este invers, spunem adjectivul în fața substantivului, frumoși copii, deci nu spunem children beautiful, o să spunem beautiful children sau, deci chestii de acestea, și am avut probleme mari până am înțeles eu de fapt că adjectivul vine în fața substantivului în limba engleză. Eu nu știam eu engleza de acasă, dar în fine, ok, să revin. Și da, am dorit, am aplicat, am cunoscut-o pe Victoria din de la Edmundo, mi-a spus aleg 5 facultăți, am ales, am făcut tot ce ținea de mine să îndeplinesc condițiile, că mi-au trimis scrisoare, trebuia să iau bacul cu o anumită notă, trebuia să trec examenul de engleză la anumită notă și nu mai știu ce, mai cred că mai era încă o cerință, dar cred că astea erau cele mai importante. Iar apoi am început să caut tot felul de informații despre universitatea respectivă și despre orașul în care voi merge, și părinții, familia mea a fost alături pe tot acest parcurs. Îmi aduc aminte și sora mea era foarte încântată, și mama, chiar și tatăl era destul, erau foarte mândri, deci nu am avut trăirile acelea de frică, de vai, ce o să faci, cum te vei descurca, deloc. Nu a fost plâns, n-a fost tragedie că plec, din contră, se bucurau pentru mine, îmi doreau foarte mult succes în tot ce vreau să fac, aveau încredere în mine că voi lua, nu știu, deciziile corecte, cât de cât, la mintea mea de 18 ani, chiar au contat foarte mult că m-au susținut ai mei, vă spun sincer, mami, tati, vă mulțumesc, sora mea la fel, toată familia, mătuși, bunici, unchii, vă mulțumesc tuturor, pentru că datorită vouă, pur și simplu, vă spun sincer, mi-a fost mult mai ușor toată tranziția aceasta. Ce doresc să punctez este că înainte să dau toate examenele și înainte să dau bacalaureatul, înainte atât de mare era ambiția și visul meu îl vizualizam atât de bine, încât îmi aduc aminte că mami mai îmi spune și în ziua de astăzi, mi-a cumpărat biletul înainte, cu nu știu, 2 luni înainte de examen. Deja din banii mei, bineînțeles, economisiți, lucrând ca instructor animator și la after school clubs, am avut bănuții mei economisiți și mi-am cumpărat biletul de avion doar dus spre University of Worcester, spre, bine, era un bilet spre Londra, că de acolo trebuia să mă duc cu alte mijloace de transport. Așa, apoi am început să caut persoane care mai merg la studii în străinătate, am descoperit câteva persoane prin platforma Edmundo, iar apoi erau tot felul de grupuri, tot felul de chat-uri, nu știu cum să le numesc. Acum nu cred că mai există camere din acestea speciale destinate, grupuri speciale, un fel de forum. Acesta cred că este cel mai potrivit termen, forum. Cred că mai sunt, dar nu cred că sunt chiar atât de în vogă pe cum erau atunci. Atunci nu exista Facebook-ul la nivelul acesta, atunci cred că era High Five-ul, dacă mi-aduc aminte, sau Facebook era chiar la început. În fine, și aceste forumuri pur și simplu punea mesaje și fiecare își răspundea. Și aici au fost și studenți care, bineînțeles, au plecat cu ani înainte, tot să studieze în străinătate, și așa am dat de Luciana, apropo Luciana, îmi pare bine, am dat de Silvia, am dat de persoane care chiar erau studente cu un an sau 2 ani mai mare decât mine, mai mari decât mine în orașul meu, deși eram o mână de oameni, o mână de români în perioada respectivă, în 2010, și
Foarte interesant, am descoperit oameni, am cunoscut așa persoane care vorbește și în această călătorie cu plecatul și am aflat cam ce ne trebuie, trenuri, autobuzuri, cum schimb, am documentat. Și am ajuns, am plecat cu avionul, îmi aduc aminte, cu o visă, cu o geantă plină de speranțe, vă mai spuneam eu într-un video anterior, au fost câțiva ani în care viața a fost complet roz, chiar n-am avut parte de absolut nimic, nu vedeam nicio răutate, nicio nedreptate, am întâlnit așa la intensitate maximă, am făcut foarte multe lucruri, m-am implicat în foarte multe proiecte, dorul de casă era, însă exista internet, vorbeam în permanență cu ai mei, chiar nu a fost greu, vizitele au fost mai dificile pentru că eu când am venit atunci, în perioada respectivă, îmi trebuia yellow card ca să pot să lucrez și bineînțeles doream să lucrez pentru că ai mei m-au susținut enorm de mult, plăteam pe vremea aceea aproape 500 de euro, erau 400 de lire doar chiria, vă dați seama că nu vreau și eu să fiu pe picioarele mele, să nu mai trebuiască să aștept să-mi trimită dragii de ei din România bănuți pentru, simțeam că sunt deja mare, aveam 18 ani, da, mi-aduc aminte că am avut prima petrecere la 19 ani cu foarte mulți oameni, foarte mulți noi prietenii formate, cunoștințe, că nu pot să zic că chiar toți eram super buni prieteni, că erau peste 50 de persoane de toate naționalitățile, m-am implicat în tot felul de cluburi și activități, eu venind cu experiența de instructor animator, tot timpul făceam tot felul de concursuri, făceam tot felul de întruniri, să ne cunoaștem mai bine, jocuri, mimă, și amuzant, vă dați seama, la vârsta respectivă, toți studenții eram foarte fascinați, mai ales că am mers o săptămână sau două înainte să înceapă studiile efective, perioada de acomodare. Să vă mai spun, când am mers, Edwin, îți mulțumesc, Edwin este din Arad, l-am cunoscut și am fost la facultate împreună, însă l-am cunoscut cu câteva zile înainte să plecăm efectiv și el m-a ajutat cu bagajele, mi-aduc aminte și acum, de la aeroport, atunci trebuia să luăm un autobuz, iar apoi autobuzul respectiv să ne ducă să schimbăm alt autobuz, am mai luat și trenul până am ajuns la facultatea din Ulster, a fost o nebunie de acolo până am ajuns la universitatea în sine, iar am avut de cărat bagaje, Edwin m-a ajutat că, bineînțeles, am mers cu două bagaje, gândindu-mă că voi putea căra amândouă bagaje, dar da, a fost destul de grele și Edwin îți mulțumesc foarte mult, deci chiar așa, să revenim. Am ajuns și m-am lovit de tot ce vă puteți imagina. Haideți să spunem că facturile și așa, nu, facturile și ce ține de plătit council tax-ul, adică la primărie și taxele acestea, nu trebuia să le plătesc pentru că erau incluse în și 400 de lire pe care plăteam la facultate să am camera respectivă. Însă, vă dați seama, de la hârtie igienică, cumpără, să ai tot timpul chestiile necesare, care înainte nici nu trebuia să mă gândesc la ele. Faptul că trebuia să mă gândesc mereu ce îmi fac de mâncare, ce trebuie să cumpăr și aveam și eu un buget, vă dați seama că bugetul era destul de restrâns. Și atunci am început să-mi dau eu seama că dor îmi este de casă, însă mi-era dor pentru că mi-am dat seama cât de multe lucruri le primeam din partea părinților, le făceau pentru mine și am început să le apreciez atunci când mi-am dat seama, vai, cât de greu și cât de, nu greu, însă trebuia pur și simplu să fiu atentă, că evident, dacă nu cumpăram săpun sau nu cumpăram hârtie igienică, ce să vezi, nu aveam hârtie igienică, trebuia cumva să fac, să ajung, orașul unde stăteam era incredibil, era parcă împărțit în două, era un pod care era un râu care despărțea aceste două părți ale orașului, unde era centrul cu toate magazine, supermarketurile, iar după râu, sus pe deal, aici era universitatea și campusul și sinceră să fiu, era superbă zona, însă erau foarte puține mini-magazine pe lângă podul acesta, pentru că tot ce ținea de orașul în sine, activitate, tot era după râu, pe partea cealaltă, unde în anul meu de facultate m-am și mutat fix în centru, pe Fire Street, îmi aduc aminte și acum era lângă un cinema, absolut superbă casa, Alina a făcut o alegere extraordinară cu casa respectivă, am să vorbim, dacă doriți, am să pun poate câteva poze și despre acest lucru. A fost o experiență de vis, să spun sincer, însă, repet, nu mi-a fost frică, nu îmi puneam întrebări, nu mi-a fost teamă, părinții mei nu s-au panicat, nu a fost tragedie că am plecat,
din contră, chiar mă încuraja mereu, eram mereu curioasă să le povesteam ce fac, cum e. Zici că eram așa, mă simțeam un minu reporteriță, zici că eram la știri, aproape de multe ori filmam tot, trimiteam tot felul de poze. Da, vroiam să experimenteze și ei tot ce văd și eu, pentru că mă simțeam foarte norocoasă. Iar apoi a început nebunia cu studiile și aceasta este altă poveste. Mi-a plăcut foarte mult tot ce am studiat, vă spun sincer, am fost foarte, foarte norocoasă. Dovadă dă și faptul că am început deja să primesc un job din al doilea an de facultate predând spaniolă și franceză limbile în clasele primare, deci chiar eram foarte pasionată și acum mai sunt, deci, dar atunci eram foarte focusată și dedicam 100% în tot ce mă implicam și mă implicam în foarte multe. Deci nu dormeam, dormeam cred că 4 ore pe zi, dacă dormeam 4 ore și așa am ținut-o câțiva ani de zile. Nu zic că este bine, nu, mi-am dat și eu seama, acum ajung aproape de vârsta de 30 de ani și am nevoie de odihnă, efectiv am nevoie de somnul acela minim de 7-8 ore ca să fie cât de cât. Este foarte bine și pentru creier, trebuie să dăm timp creierul și el să se odihnească și să putem procesa următoarea informație și ce urmează ziua care vine, știți? Să fim mai productivi și să dăm randament cât putem. Da, cam aceasta este prima serie, să spun așa, pentru că mi-am dat seama, acum vorbim cu voi, nu pot să mă duc pe un specific, doar pe o anumită etapă sau nu știu cum să vă explic, sunt atât de multe lucruri care s-au întâmplat și care a fost pentru mine așa de diferite de plecând din România la 18 ani până formându-mă așa cât de cât la 20-20 și să mă formez. Pe la urma urmei pot să zic că părinții m-au ghidat până atunci și în continuare, însă aici m-am format într-un fel sau alt, văzând alte stiluri de viață, bineînțeles că mi-am creat și eu valorile și principiile conform societății în care trăiesc și de multe ori sunt complet diferite decât ceea ce este România. Și mereu mi-a plăcut să discut despre aceste chestii și cu părinții și cu prietenii și pentru că știți cum este, ați văzut, dacă mergeți și stați într-o, oriunde ar fi, să zicem că mergeți, nu știu, într-o zonă, se spune că eu aș merge în zona de Ardeal acum sau în zona de Moldova și aș sta o lună de zile. Inevitabil, dacă locuiți în acea zonă și auziți mereu vorbindu-se acel dialect, voi veni și eu, fără să-mi dau seama, și voi prelua, de exemplu, anumite vorbe, anumite expresii, anumite tipuri verbale, chestii. Este firesc și normal. La fel se face și cu cultura și cu tot ce ține de societate, de obicei când trăiești, mai ales o perioadă mai destul de lungă și mai ales la o vârstă așa de fragedă cum am fost eu la 18-19 ani, 20, când atunci eram ca un burețel, vă dați seama, absorbam absolut orice informație, orice oportunitate, spuneam da, fără să mă gândesc, nu exista risc, nu exista rușine, nu exista nimic, nu exista frică de ceva, nu exista frica de judecată, de, nu știu, dezamăgire, indiferent, toate aceste lucruri care în viața de adult, din păcate, încep să ne pună așa, puțin pe gândit, în perioada respectivă, nu aveam nimic, credeam totul roz, repet, eram deschisă la absolut orice și lucrurile s-au întâmplat de așa natură. Nu fac aceste videouri ca să mă laud că wow, ce am făcut eu, câte țări am văzut, nu, nici pe departe. Sunt persoane care au avut ocazia să vadă de 20 de ori mai multe țări decât am văzut eu sau să facă lucruri și mai mișto decât mine. Nu, vă spun doar ca să vedeți experiența mea și mesajul meu de fapt este că când mi-am dorit ceva cu adevărat și mi-am dedicat și resursele și energia, s-a întâmplat și am reușit și pur și simplu să vă spun că aceasta este experiența mea, chiar s-a întâmplat, așa de multe lucruri frumoase mi s-au întâmplat și au devenit din vis realitate datorită faptului că am făcut și eu ceva în privința visului, știți cum e, legea atracției, toată lumea vorbește de legea atracției, iar legea atracției aceasta este de multe ori înțeleasă greșit, pentru că oamenii au înțeles mesajul că dacă doar spui și vrei și îți vizualizezi, gata, voi avea o vacanță în Thailanda, ca și cum acum, în secunda 2, gata, vacanța din Thailanda va veni și ți se va îndeplini, să duce universul vacanța. Nu este așa. În ideea în care, dacă îți dorești, ai acum de la ideea în sine, nu, în vacanța în Thailanda, începi deja să faci niște idei, faci niște planuri, să concretizezi și să iei decizii ca să pui acea idee în practică. Mi-aduc aminte, Nico, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Acum 4 ani de zile, Nico mi-a spus la un moment dat că eu sunt o persoană extraordinară cu foarte multe idei, însă sunt doar idei, nu este nimic concret. Nico, îți mulțumesc și acum. Până atunci nu am realizat, într-adevăr, aveam foarte, foarte multe idei. Gândiți-vă și voi, la rândul vostru, câte, în fiecare minut sau în fiecare 50 minute, câte idei aveți așa. Și dacă nu reacționați spontan să le faceți,
rămân la nivelul de idei, nu se vor concretiza decât dacă mergeți mai departe și puneți până pe telefon și faceți acel lucru sau dați mesajul respectiv sau nu știu, ce trebuie să faceți, cumpărați produsul respectiv ca să începeți, eu știu ce doriți să începeți. Deci sper că ați înțeles ce vreau să zic. Cred că este momentul să închei acest videoclip. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați avut răbdare să ascultați până la final. Vă rog frumos, ca de fiecare dată, să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți, ce alte subiecte doriți să abordez și, bineînțeles, dacă ați relaționat sau nu cu ce v-am povestit și eu. Deoarece acest canal este pentru voi, cum am spus de nenumărate ori și știți foarte bine că țin cont de deciziile voastre, așa că vă rog frumos, scrieți-mi, contactați-mă și ne vom revedea duminica viitoare la ora 2, ora Angliei și respectiv ora 4, ora din România. Ok? Până data viitoare! La revedere! Ciao!